Unii oameni vor să audă despre celulită, mai ales primăvara doamnele, alții despre problemele de articulații, despre creșterea masei musculare, deci sunt teme diverse, dar legate de alimentație, sport și sănătate. Femeile își doresc cel mai mult să aibă un corp de invidiat și să dețină măsurile unui manechin. Însă, pentru a atinge acest cel într-un mod sănătos, trebuie să se țină cont de mai multe aspecte. Sportul, alimentația și odihna sunt cele trei componente care, administrate corect, ne vor reda supleția și energia la care râvnim atât de mult. Dar mai există o piedică în atingerea perfecțiunii și anume otrăvurile, aflate chiar și în aer pe care îl respirăm, în mâncăruri și în produse cosmetice, chimicalele dăunează. Despre aspecte importante ale unei vieți sănătoase și despre dorința de a atinge măsurile 90-60-90 s-a discutat la seminar. O să avem o discuție despre slăbire, despre noutățile în slăbire, despre alimentele care sunt potrivite în perioada de iarnă și, în general, o dietă sănătoasă care să ne ajute să fim în formă atunci când avem nevoie, adică în primăvara și vara viitoare. Cei care vor să fie în formă trebuie să se apuce de acum. E ca în proverbul ăla, trebuie să-ți faci iarna car și vara sanie. Cristian Mărgăriț susține seminarii despre nutriție și lifestyle în toată țara. Sâmbătă s-a aflat în Galați la Elite Gym, iar lecțiile pe care le predă sunt utile oricui. Chiar dacă vrem să slăbim, să ne îngrășăm, să creștem masa musculară, contează în primul rând să abordăm o dietă sănătoasă pe termen lung. Mărgăriț ne sfătuiește să avem răbdare, iar rezultatele scontate nu vor întârzia să apară.